Aterizare forțată la Washington, avionul președintelui ecuadorian Lenin Moreno a fost obligat să aterizeze de urgență în Capitala Federală a Statelor Unite, unde a efectuat o vizită oficială, a transmis Ministrul Comunicațiilor din Ecuador. Pe lângă șeful statului ecuadorian, la bordul aeronavei se mai aflau soția acestuia, secretarul general al guvernului, ministrul de externe, ministrul comunicațiilor și ambasadoarea Ecuadorului în SUA. Potrivit ministrului comunicațiilor, toată lumea care se afla la bordul avionului se simte bine iar aterizarea de urgență a trebuit să aibă loc din cauza unei probleme tehnice, descoperite imediat după decolarea de la Washington. Vizita președintelui Lenin Moreno trebuia inițial să aibă loc la începutul lunii ianuarie, când funcția de președinte era încă îndeplinită de Donald Trump. Cu toate acestea, planurile s-au schimbat din cauza violențelor care au avut loc la Washington pe 6 ianuarie. În cadrul vizitei, Moreno a discutat cu mai mulți oficiali ai administrației Biden, precum și cu directorul general al Fondului Monetar Internațional, Cristalina Georgieva. În luna septembrie, FMI a aprobat un plan de asistență în valoare de 6,5 miliarde de dolari pentru Ecuador.